Bun găsit! Azi și mâine la Rio se decide soarta lotului românesc de gimnastică. Pentru prima dată în 50 de ani, participarea fetelor noastre la Olimpiadă e incertă. Au pierdut calificarea directă și mai au un handicap. Favorita, Larisa Iordache, a rămas acasă din cauza unui accident. Ironia sorții e că unele echipe care s-au calificat deja au antrenori români. Sunt sute în toată lumea și pe unde au ajuns au făcut performanță, pentru că au fost susținuți. Între timp, noi trăim din gloria trecută și fără perspective. Pentru că suntem săraci, avem un sistem învechit, iar la conducere, oameni care reușesc să ucidă cam tot ce înseamnă valoare. Campionatele europene Montpellier 2015. Bilanț românesc, un aur la bârnă, un loc 8 la sol și 7 la individual compus. Adică o singură medalie la egalitate cu Franța și mult în urma Marii Britanii, Elveției și Rusiei. Campionatele mondiale Glasgow 2015. Un bronz la individual compus și atât. Iar pentru prima oară în ultimii 50 de ani, România nu intra în finala pe echipe a unui concurs mondial. Ateriza, în schimb, pe locul 13 și, tot ca o premieră, în jumătate de secol, rata calificarea directă la Jocurile Olimpice din 2016. Oficialii sportului olimpic de la noi n-au plâns mult. S-au gândit ce s-au gândit și au venit cu soluția. România va aduce antrenori străini în încercarea de a redresa echipa pentru ultima șansă de calificare la Olimpiada din august de la Rio. Ironia deciziei nu le-a scăpat celor care cunosc istoria gimnasticii noastre, căci străinii au la rândul lor antrenori străini, români, adică în ultimele competiții ratate, România a fost învinsă de România. E noiembrie și Nelu Pop încă savurează succesul din weekendul precedent. La un concurs din Marsilia, Franța a ieșit pe locul întâi în finala pe echipe, înaintea Rusiei și a României. Iar dintre cele patru franțuzoaice care își reprezentau țara, trei au fost elevele lui. Marine Doaie, Claire și Marine, care nu este aici, este învoită. În uriașa sală a Institutului Național de Sport din Paris, Nelu Pop își supraveghează speranțele pentru Jocurile Olimpice din 2016. Tu me fais le circuit de alignement et la préparation physique spécifique pour épaule plus le travail individuel de renforcement pour le poignet. Acum 2 ani, românul a fost repus în fruntea principalului centru de gimnastică din Hexagon, cel în care, ni se șoptește, își pune baza toată Franța la competițiile mari. Fetele care le avem aici au asigurat până acum calificarea la Olimpiadă, pentru că anul trecut a fost prima fază de calificare la Nanning. Primele 24 de echipe au fost calificate pentru anul ăsta, deci anul trecut toate cele 6 gimnaste au fost de aici. Nu spune, dar nu-i exclus să-și continue ideea în gând. Adică, la campionatele mondiale, fetele lui au fost cele care au bătut România la proba pe echipe. Deși plecat din țară de 24 de ani, i s-a strâns inima când a văzut evoluția gimnastelor noastre. Am fost în România, la cantonament, am făcut concurs și știu foarte bine cum au lucrat fetele românce și cum s-au pregătit. Nici în visele cele mai negre nu puteai să-ți dai seama, să-ți imaginezi că o să facă atâtea greșeli. Fiind de acolo și văzând nivelul de antrenament, a fost foarte ridicat. Până la urmă, e o îmbinare destul de importantă, relațională, între gimnast și antrenor. Nu poți să pui responsabilitatea numai pe antrenor, nu poți să pui responsabilitatea numai pe gimnast. În schimb, am spune noi, poți să dai vina pe un sistem făcut parcă în adins să distrugă și nu să înalțe. Nelu Pop își amintește cu regret că la sfârșitul anilor 80, când el era un tânăr antrenor în România, un concurs național avea cam aceeași încărcătură emoțională și același nivel de dificultate ca un campionat mondial. La campionatul național să ai o medalie, păi erai în ceruri, săreai, ce bucuros erai, așa competiții tari erau, era o onoare să ajungi pe podiumul național pe vremea aia.
O pepinieră de talente, gimnaste și antrenori deopotrivă. Așa era pe atunci. Partidul Comunist investea, pregătea, pretindea, recompensa. Își dorea glorie și mândrie națională, dar apoi a venit libertatea. Partidele, mai multe, mai gălăgioase, mai neatente, au uitat. Oamenii, curioși, avizi, nerăbdători, au plecat să cunoască lumea și au descoperit repede că acolo, afară, munca valorează mai mult. Nelu Pop n-a vrut să plece. În 1992 ajunsese mâna dreaptă a lui Octavian Belu. Atât de tânăr, de bun și de promițător era. A avut însă motive personale. Profesional a fost foarte bine. Am avut ocazia să lucrez cu domnul Belu, deci să învăț mult. Îl apreciez foarte mult pentru că a avut multă încredere în mine și prin prisma dânsului am învățat o grămadă de lucruri. Singura problemă era că nevasta mea plecase și eram tineri căsătorit și a trebuit să o urmez. Cu părere de rău, pentru că totuși am pierdut această gimnastică de înaltă performanță din România și știind că în 2000 și în 2004 România a câștigat Jocurile Olimpice, deci am pierdut mult. În 92, când a ajuns la Marsilia, avea să descopere însă că, odată cu el, se mutase acolo o mică Românie. Franța era împânzită de antrenori și de campioni români. Adrian Goreac și Carmen Goreac, care sunt la Dijon, Tatiana Popa, la Nîmes, Cathy Sabo, care era la Chamalier. Și acești antrenori români erau foarte performanți. Eram prieteni foarte buni, deci am colaborat foarte mult cu ei, dar nu de fiecare dată metodele noastre au fost acceptate. Trebuia să demonstrăm că suntem români și suntem puternici. Împreună, ei toți au adus Franța pe podiumul marilor competiții, în condițiile în care ea nu existase până atunci decât în eșalonul 2. S-au adaptat la sistemul francez de selecție și antrenament, dar l-au completat cu talentul deprins acasă de a recunoaște potențialul și a-l crește până la performanță. De exemplu, Ludivine Furneaux a fost o gimnastă găsită de către Tatiana Popa, un antrenor român care găsește o fetiță în selecție, care îi pune bazele în stil românesc, care continuă cu un alt antrenor român, eu, pe aceeași bază de performanță. Ajunge să fie una dintre cele mai medaliate gimnaste franceze la ora actuală. Românii au făcut istorie. Ei sunt cei care i-au adus Franței prima ei medalie mondială la gimnastică. Nelu Pop a reușit asta, la numai 3 ani de la sosirea la Marsilia. Și începând cu această medalie de bronz în cadrul campionatelor mondiale, s-a deschis o mare poartă către înalta performanță franceză. Deci, pentru mine este o satisfacție personală și, bineînțeles, bazată pe cunoștințele avute în România. Datorită lor, Franța e și astăzi printre campioanele lumii. N-a fost niciun secret la mijloc, nicio magie. Ei știau ce învățaseră în România, că succesul vine cu muncă asiduă. Nelu Pop și-a obișnuit elevele, inclusiv pe începătoare, să lucreze în sală 6 ore pe zi, în antrenamente dure. În schimb, a trebuit să se adapteze și să renunțe la stilul deprins în țară, unde mulți antrenori aveau tendința să muncească până la epuizare o gimnastă. Acolo e o altă lume, părinți mai puțin permisivi, copii mai independenți, un sistem construit după alte principii. A fost surprins să descopere, spre exemplu, că fiecare gimnastă, odată ajunsă la un anumit nivel de pregătire, își poate face programul ei, ca să aibă timp și de învățătură și de alte pasiuni. Au fost foarte multe cazuri unde părinții nu sunt de acord, unde se aplica niște metode mult mai dure. Sistemul de pregătire dur a împinge copiii către performanță nu mai există. Că acum 20-25 de ani, antrenorul trebuie să fie mult mai flexibil în procesul pedagogic. Trebuie să ne modelăm foarte mult în funcție de copii. Și o facem pentru că nu avem altă alternativă. A trecut aproape un sfert de secol de când a plecat din România și e mândru și mulțumit de ceea ce a reușit. În fond, el va rămâne pentru totdeauna omul care i-a dăruit Franței prima campioană. Dar niciodată nu și-a pierdut țara din vedere. Dimpotrivă, a observat-o de acolo, de pe banca antrenorilor, în fiecare competiție și l-a durut văzând cum pălește gloria gimnasticii românești.
Cu experiența lui, a înțeles foarte repede de ce. O cauză ar fi sistemul. În Franța, ca și în alte țări occidentale, antrenorul care descoperă o sportivă îi rămâne alături în permanență, nu ca în România, unde sistemul centralizat îți ia gimnasta și o duce la lotul național, la un alt antrenor pe care nu-l cunoaște. O altă cauză e sărăcia. Sistemul francez, la bază, a fost repartizat din punct de vedere geografic. 3 centre în concurență, antrenori în concurență, gimnaste în concurență. În Franța sunt cel puțin 50 de săli care sunt foarte bine aprovizionate și concentrate cu un sistem de școlarizare. Deci condițiile de lucru există. Astăzi, antrenorul e la Rio, unde au loc competițiile finale pentru stabilirea ultimelor 4 echipe care vor participa la Olimpiadă. Franța înfruntă România și Nelu Pop nu e sigur că va învinge, dar, spune el, nici nu-și propune asta. Niciodată nu m-am gândit să bați România sau să bați Rusia. Întotdeauna merg la concurs ca copiii să reușească. Dacă ceilalți sunt mai buni, este o onoare și respect pentru cealaltă națiuni. Aceea să bați România s-a întâmplat nu pentru că Franța a fost mai bună decât România. S-a întâmplat odată pentru că România a avut o zi proastă. Iar în acest moment nivelurile sunt așa de apropiate încât la mici greșeli care se adună, oricare altă țară poate să treacă în fața celelalte. În schimb, antrenorul Adrian Stan a scăpat de emoții. Echipa lui din Marea Britanie s-a calificat fără probleme pentru Rio, încă din noiembrie anul trecut, învingând nu numai România, ci și Rusia. Englezoaicele au ieșit pe locul 3, după SUA și China, plecând spre Olimpiadă printre favorite. Pe Adrian Stan l-am găsit la Lillishall, unde se află Centrul Național de Antrenament al Marii Britanii. Nu se mai ocupă acum direct de gimnaste, ci îi antrenează pe antrenorii lor, iar cursul ținut de el începe, deloc întâmplător, cu o informație despre România. Distribution of Romanian coaches abroad in 2000. Adică, ne spune, sunt câteva sute de români împânziți pe planetă care antrenează gimnaste, din Japonia până în Zimbabwe și din SUA până în Africa de Sud. Adrian Stan însă e deasupra tuturor. El este creatorul celui mai performant program de pregătire a trainerilor din lume. În fiecare an ia câte 10 antrenori tineri și îi învață să facă performanță. Îi pregătește și tehnic și psihologic, pentru ca fiecare să intre în competiții cu mentalitate de învingător. To become not better, that is not the purpose, is to become the best. You know, the Americans, I know that second place is the first loser. If you don't know, I teach you. If you can't, I help you. If you don't commit, I push you. If you don't comply, I dismiss you. Yeah? Works everywhere. Equal opportunities is a concept. Not even when we are born, we have equal opportunities. Au trecut 24 de ani de când Adrian Stan a ajuns în Marea Britanie, unde s-a instalat direct în postul de antrenor național la gimnastică. Venea din România cu o experiență unică. Pe de o parte, lucrase și cu fete și cu băieți, ceea ce îi dădea un plus de valoare. Pe de altă parte, fusese antrenor la Deva, la lotul olimpic, acolo unde la sfârșitul anilor 80 găseai nume sonore ca Ecaterina Sabo, Gabriela Silivaș sau Aurelia Dobre. Toate au trecut prin mâinile lui. A rămas până astăzi cu nostalgia acelui loc și a perioadei respective, dar și cu o strângere de inimă. Totul la fete era heirup. Muncă, 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 muncă. Fetele făceau exerciții cu 20 de kg, 10 kg, dar suma totală a greutăților ridicate putea să meargă până la 7-8 tone. Se muncea foarte mult, fără rabat. Dacă nu produceai rezultatele cerute, reluai. Principiul era, nu pleci până nu faci bine. Bela, am vorbit cu el, am fost la ranch-ul lui și am vorbit cu el față în față. A aplicat un sistem care încă nu sunt convins că el ce a făcut, a făcut-o deliberat. A făcut-o din instinct. Deci fetele cădeau jos de pe bârnă. Bela a sesizat că, domnule, trebuie să stai pe bârnă cât se poate de mult. Și așa am construit, să zicem, școala românească de bârnă. Adrian Stan nu l-a prins pe Bela Caroi.
Doar i-a moștenit sistemul și încă din primul an la Deva a venit acasă cu echipa încărcată de aur. În 87 am avut cele mai bune rezultate. 10 medalii din 12 posibile, 5 medalii de aur din 6 la campionatele mondiale de la Rotterdam. Ar trebui să fii extrem de fericit, dar în mintea mea ce a apărut dacă sacrificiile meritau. Totul ajunsese să fie forțat, în sensul că rezultatul era primordial. Teoria jumătății de lămâi, stoarce și aruncă. Dar nu-i prea bine. Într-o perioadă în care România abia se dezmeticea, Adrian Stan a avut parcă o viziune despre viitor și a făcut un experiment. Și-a cumpărat un calculator și a încercat să deseneze toate mișcările unei gimnaste, intuind cumva că, într-o zi, știința va trebui stocată într-un singur loc, pentru a deveni mai accesibilă. În jur, n-a înțeles nimeni ce vrea. Toți ziceau, ăsta ne las-o, dracu, că nu, gimnastica nu se face cu computere, gimnastica nu se face cu aia, gimnastica în regulă, opinia voastră, eu îmi țin tira. Și vreau să spun că atunci, de fapt, mi-am creat o altă nișă. Dar nu eram pregătit. Cam în acea perioadă a început să simtă lipsa de flexibilitate a țării lui. Părea prea rezistentă la evoluție, la revoluție, la nou, așa că atunci când Marea Britanie a rămas fără antrenor național la lotul olimpic, și-a trimis aplicația prin fax. A mers la un interviu și în 3 zile era acceptat. Anglia era în acele vremuri la coada clasamentului, pe locul 22, și în țară mulți au râs de el, că preia o echipă atât de slabă, dar nu l-a interesat. El pleca să încerce, iar englezii l-au primit ca pe o super vedetă. Adrian, astea-s cheile de la mașină, astea sunt hărțile celor mai importante cluburi în Marea Britanie. Ai 6 luni să identifici de ce Marea Britanie nu ajunge să producă rezultate. Și o zi zice, o să iau în bord tot ce-mi spui, deci nu te cenzurez, dar după aceea o să ai alte 6 luni să implementezi sistemul. Dar în intervalul ăsta de un an, nu te las să iei nicio decizie. Și așa a început tot. La început, antrenorii britanici, nu că ne distrugi business-ul, că nu știu ce, numai că, surpriză, surpriză, am reușit să-i conving. În primul rând le-a explicat metoda românească, muncă multă și antrenamente dure. Apoi le-a cerut răbdare, flexibilitate, deschidere față de un sistem diferit, dar care a dat rezultate excepționale, iar gimnastelor le-a dezvoltat aria de exerciții și le-a impus să învețe cât mai mult, cât mai devreme. Nici de la ele n-a întâmpinat multe opreliști. Fetele tânjeau să fie campioane. Englezoicele sunt tari de la mama natură. Nu trebuie să lucreze foarte mult, dar lucrează foarte mult. Eu încă n-am văzut mai mult de 5 cazuri de gimnaste care trebuiau împinse să facă. Toată lumea, ca la galere, trebuia să le ții în frâu. Încet, încet, am tras pe alții după mine. Și încet, încet, lumea zice, mă, s-ar putea să zboare. Dar a durat 20 de ani. Și au început să apară campionii. Am progresat de pe locul 22, pe locul 15, pe locul 12, pe locul 11, pe locul 8, pe așa mai departe, iar acum suntem pe locul 3. Și nu e gata. Asta nu înseamnă că fetele care au venit pe locul 3 acum or să fie alea care o să vină pe locul 2 sau 1. Nu. O să dureze iarăși 4, 5, 6 ani. Cel mai mare succes al lui a fost Beth Tweddle, descoperită la începutul anilor 2000. Modelată de Adrian Stan, ea a ajuns cea mai premiată gimnastă din istoria Marii Britanii. Aur la campionatele mondiale și europene din 2007, 2008, 2009, 2010 și 2011, plus un bronz olimpic la Londra în 2012. Astfel, la exact 20 de ani de la sosirea românului, echipa britanică se lupta cot la cot cu România, Rusia și Statele Unite și chiar le învingea. După ce a adus primele medalii de aur pentru Marea Britanie, Adrian Stan a înțeles că rolul lui trebuie să se schimbe, că nu va putea antrena toate loturile. Mai era nevoie de specialiști, mulți și buni.
așa că a preluat în 2010 funcția pe care o deține și astăzi, aceea de profesor al tinerilor antrenori, care se pregătesc acum, după metoda concepută de acest român vizionar, în urmă cu un sfert de secol, atunci când era luat în râs în România. Aici, în grădina din spatele casei lui, într-un fel de magazie pe care a botezat-o bârlogul lui Adi, aproape îngropat în dosare, bilețele cu notițe, desene, fișe, imprimante, monitoare și sticuri, antrenorul român gândește, inovează, revoluționează gimnastica și metodele ei. Muncește de la 2 dimineața până noaptea târziu, dormind câte o oră când și când. A început prin a-și instala un program cu ajutorul căruia a reconstituit grafic absolut toate elementele de gimnastică posibile, după care le-a animat compunând diferite exerciții. Vreau să fie cu piciorul întins, să fie cu corpul cambrat, cu capul pe spate. Deci poți desena orice vrei. Așa că creez exercițiile metodice, exercițiile de pregătire fizică. Federația Internațională m-a plătit 100.000 de lire, numai ca... Eu am desenat și la băieți și la fete toate elementele posibile, înțelegi? Adevărul e că 100.000 de lire e relativ ieftin. Când a terminat cu animațiile, a comprimat într-o bază de date, sub forma unor cărți de joc, toată informația legată de corpul unui sportiv. Le dai informații ca să poată să colaboreze cu fizioterapiștii. Poate să și le pună în geantă ușor, da? Asta le place la nebunie, chestia asta cu cardul. Într-adevăr, azi, antrenorii lui poartă în permanență în geantă aceste mini-enciclopedii, așa că nimic nu-i poate lua prin surprindere, iar Adrian Stan se uită la ei cu mândrie amestecată cu regret. Pe de o parte, știe că a reușit să schimbe cursul și nivelul de așteptări al unor sportivi. Pe de altă parte, ar fi vrut mult ca printre acești sportivi să fi fost și români. În 2218, dacă mi-aduc bine aminte, eram afară, la Dortmund, din 94, 3 runde din campionatul mondial avea numai antrenori români pe podium. Danemarca, Finlanda, Marea Britanie, toată lumea aprecia antrenorii români. Mi-e bine unde mi-e bine. Asta nu înseamnă că nu țin la România sau la români, dar m-am dezvoltat în altă direcție. Și acum câțiva ani am constatat că am lucrat mai mult în Marea Britanie decât în România. Și am fost chiar șocat. N-am crezut că niciodată nu se va întâmpla chestia asta. Uite că s-a întâmplat. Și a mai crezut ceva, că va fi imposibil să plaseze Marea Britanie înaintea României. Lumea râde, dar în Marea Britanie s-a dezvoltat cultură de gimnastică. Încă nu sunt convins că acasă e cultura. Lumea s-a învățat cu rezultate și nu poate să conceapă. E dorința lor, dar nu își pun întrebarea să mai poate. În ultimele 2 cicluri olimpice, cu echipa România este între poziția 4 și 8. Dar în mintea oamenilor, România este între poziția 1 și 3, cum era odată. Deci sportul e foarte dur. Dacă poți să-ți rup gâtul, ți-l rup. Și chestia este că mulți de-abia așteptau ca România să manifeste șubrezime și să atace. E mare păcat, pentru că eu am încercat să ajut cât am putut. Dar e un pic de conflict de interes. Nu contează ce cantitate de bani mi se aruncă în față să accept. Astăzi, Adrian Stan stă liniștit în fața televizorului urmărind competiția de la Rio. Să vadă ce face România, dacă va reuși să se califice, dacă țara lui de baștină și cea de adopție se vor întâlni până la urmă față în față la Olimpiada din august. Așteptările lui sunt însă mici, spune, pentru că dacă nu aliniezi la prezent, la secolul 21, sălile, salariile, mentalitățile, până la urmă vine un moment când e nefiresc să mai ai pretenții. Și dacă, ferească Sfântul, nu se califică România pentru Olimpiadă, o să fie un dezastru și asta o să fie un complet fiasco. Și dacă cade odată, nu mai văd cum să ridică. Cu tot efortul pe care îl face Mariana, universitățile nu produc antrenori de performanță, fondurile sunt limitate și atunci din ce? Mariana pe spatele ei ține lotul de la Izvonan. La fel cum a ținut și Adrian Stan în mâinile lui istoria gimnasticii britanice, pe care a reușit să o schimbe în bine, pentru că a avut în spate un sistem care a înțeles cât de importante sunt valorile unei țări. De aceea își permite astăzi să stea relaxat la televizor, în timp ce noi așteptăm cu inima strânsă să vedem dacă va flutura drapelul României la Rio.
În cazul în care vom avea ghinion, nu ne va mai rămâne decât să zâmbim amar la gândul că antrenorii români sau cei școliți de români sunt printre cei mai căutați specialiști din lume și că elevii lor datorează puțin din fiecare victorie, din fiecare medalie acestei țări. Iar dacă astăzi vom avea noroc, va trebui să înțelegem că anul acesta a fost un semnal dur, poate ultimul, că dacă mai vrem performanță, va trebui să luptăm pentru viitorul acestor sportivi cu toate puterile noastre.